Salut, prieteni, bine ați venit la episodul 3 din cariera cu Arsenal alături de Călin. Și avem încă un transfer. Da. Dăm ceva, luăm ceva, avem oferte. Dar trebuie să dăm ceva. Holding. Îl dă pe Holding? Are 23 de ani, e ok. Are două oferte. Da, accept. Hai că acceptăm una, am dat deja reject. A expirat probabil. Mai dăm un mic advance. Pentru că trebuie să luăm cel mai important jucător de până acum. Cel mai mare jucător, în titlu 100% oricând. Important. Iată transferuri, Sancho rămâne numărul 1, Rashford numărul 2 și apoi Dembele. Nu se compară cu ce am adus noi. Stai, cine e ăsta? A, noi. Mă întrebam cine a cheltuit atâția bani. Dar n-a cheltuit nimeni bani. Ia uite și tu, n-a transferat nimeni. Cred că, uite, Leicester. Leicester, ce-a făcut Leicester? Stones, Marlos, Shaw și Horta. Stones. Klosterman, Modric și Bane. Marcelo! Câți bani au dat? United, Lamela, Marega, Alderweireld și Antonio. Proști. Proști rău. Holding, transfer talks have broken down. Transfer avem Italia, n-avem bani. Avem bani. Zici avem tu? 6 milioane și nu? Mult la transfer. N-avem la mult. Ba da, e Florinel Coman, oameni buni, și trebuie să-l cumpărăm. Știu. Gigi. 6 și 8. Daniel Nea Gigi. Doamne, îl vrea Băse. A venit Băse la Palat, negociază. A venit Traian Băsescu. Da, arătăm, ia uite. Asta gata. E trimisul lui Gigi. Da, asta e Machi. Da. Oferim 7 milioane. Ne 7. Permitem 6800. 7. Fix. 7. Haide. 7 milioane pentru Florinel. 7800. Dintr-o dată, așa cu Nea Gigi. Da. Nea Gigi, cât vreți să spune că vreau 7800 și 20%? 2.8. Vrea 7300. 10 milioane. 2.8. 8. 2.8. 7. 8. Fii atent, fii atent. Combinații. Tot acolo. Dă-i mă, dă-i. Deci ne-am dus, ne-am înșiruit, a vrut 10, a vrut 100, s-a întors. Ai zis bine, mă? Bun. Negociem. Trebuie să nu aibă pretenții. Dacă n-are are pretenții, n-are voie să aibă pretenții. N-are voie. Voie. E Arsenal. Dacă n-are voie, pretenții, îi dai 40.000. E și la cărciumă. Da, la gol. Cu Băsă. Uite ce băie are. Dă-i rotation. Așa, rotation. Ce vrea, ce zice? E pregătit, el vrea. 4 ani. Da, ești tu 4 ani. Așa, și ce mai vrei tu aici? Nu vrei așa. Nu vrea. Bine. Nu vrea să pleci de la Arsenal 4 ani. Păi, bun, ia banii ăștia. Ia-ți apartament la Londra, fă-ți. O, ce fericit. Uite, de părinte. Gen. Bravo, l-am luat după ani pe ăștia în spate, am venit la Arsenal. Gata. Avem rezervă oficial, Florinel Coman, mare de jucător, lux. De mare viitor, de lux. De lux. În locul lui Nelson. Florinel Coman la Arsenal, ultimul transfer de vară, o să mai vedem la iarnă. Și acum urmează derby cu Spurs, derby cu United. Nu uitați că suntem în grupă cu FCSB, total întâmplător. Total întâmplător. În Europa League. Na. Ia vezi intrare. Ia vezi. Ia vezi. Ia vezi shoot. Ia vezi shoot. Ia vezi intrare. Gol. Ia vezi gol. Oh. Emirates. Oh, 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 oh. Și uite cine e acolo. Este nimeni altul decât Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh, stai puțin. Da, 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 cum nu știați? Cum nu știați? E actualizat frumos Mourinho. Da. Da. Băi, avem mare duel. Și jucăm în fața lui Dennis Bergkamp versus Mourinho. Mingea la Sancho. Penalti, penalti. Penalti. Ia să vedem o reloare. Eu nu accept așa ceva. Deci, pur și simplu, nu pot înțelege cum nu e penalti aici. Deci e Jadon Sancho, în care i-a făcut și uite. Ia uite. Nimic la minge, nimic. Uite, nimic la minge. Efectiv. Cum să nu dai? Deci eu nu înțeleg acest joc. Ce centrare. Nimic. Absolut nimic nu ne fac. La noi pe stadion, la noi pe tarla. O să-i dăm steaua de aur de onoarea României jucătorilor după ce câștigăm. Exact, la toți. Mourinho! Mourinho, frate. Idee de joc. Aruncați balonul. Nu, nu pot să cred. Nu în derby. N-am dus. Lăsa acolo. Pasă. Iată. Pasă. Bravo. Aubameyang. Obama what? Obama who? Obama blood clot Yang. Asta zic.
asta zic. Este, asta mă, zic. Este, bă. Bucuria asta fanilor, mă, asta e inestimabilă. Coman cu numărul Emery. 9. Coman a făcut atâtea la această fază. A urlat, pas, șut. A urlat, pasează, șutează, dă-i gol. Dă-i, mă, gol, așa, așa zic. Haide, bă, bravo, bă, bă, așa zic. Sakai acolo. E bine, ținem de minge. Crezi că se pas, așa? Genduzi, în careu, în careu, unde vrei tu? Florinel! 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 Ce speram! Câtă speranță! Sunt speriați, sunt speriați rău de tot. Noi. Este. Coman. Pasă și, și tu. Și tu. Florinel! Florinel! Ai văzut ce pas, ce frumos, am știut că se duce, am știut, am făcut borul ăla. Pasă printre toți, Florinel! Băi, ți-am zis că Florinel Coman e omul. Doamne, Florinel! Emirates. Uite, uite ce frumos, uite ce a jucat Rashford aici. Bam! Florinel Coman ne câștigă meciul cu cea mai mare rivală. Cu stângul. Senzațional. Zeci de mii de oameni. Gigi Becali gândindu-se cum de nu l-a dat cu 100 de milioane și ce greșeală a făcut. O să sune la Digi. O să spună, v-am spus că valorează, dar am zis să fiu băiat bun. Cu domnul Traian. Nu uitați că am 20%. M-a pus. Victorie, ah, victorie. Uite pe Florinel Coman, merită numărul 9. Uite, plânge asta, son. Pentru uite-l. Această performanță merită numărul 9. Da. Păi de-aia are 9. Uite-l pe Traian. Băse, mă, băse. Bravo, uite, aplaudat de toată lumea. Da, Florinel Coman. Da. Ne-am găsit talismanul. Și ei spune asta. Talismanul nostru, Florinel Coman, fraților. Așa o să scriu. Arsenal își găsește talismanul. Florinel Coman vine la echipa lui Băsescu. Ne vor înapoi. Național ar vrea pe Băsescu. Federația Română de Fotbal cu Burleanu în frunte. Omul lui Băsescu, țineți minte că a fost consilierul lui Traian Băsescu, îl vrea acum antrenorul național pentru că s-a făcut antrenor și o mână spală pe alta, un favor, e întors și înapoi. După cum observi, România s-a calificat la campionatul european din moment ce își doresc să ajungem în cel puțin 16. Acceptăm. Da. Traian Băsescu e noul antrenor la Naționalei României. Bun venit înapoi. O, Doamne. Cum ar fi să facem... Teo, imaginează-ți. Titlu Europa League și Cupa Europeană în același sezon. Nu. O să ducem echipa la mondiale. Ah, ok. Înțelegi? Da. Nu, în 2022. Da. După ce o să facem nebunia cu Arsenal. Da. Facem un bonus. Va fi Băsescu cu România la mondial. Da, da. Deci nu vreți să știți ce înseamnă asta. Bun, meci cu Manchester United. Meci super important pe Old Trafford. Trebuie victorie. Sezonul e lung oricum. E timp. Uite, parcă făceau samba puțin. Așa făcea Sancho de numeri. Băi, păi avem și jogat bonit. Da, doar că cu englezi. De Anglia doar și România. Cu Florinel, oh, ce frumos. Doamne, ce frumos. Ce joc au făcut. Taci, îmbără. Când îl controlează calculatorul, cred și eu că fuge cu el. Pavel are 3 turi de alea de joc. Ce bun e Adi Popa. Bănel. Adi Popa, bro. Adi Popa. Moto. MotoGP. Și scapă Zaha, dacă îi poți pasa, incredibil. Scapă Wilfried Zaha. Sancho aici, aproape. Așa, mă. Hai, mă, preluarea. Greșită preluarea acolo. Dar de ce au luat de la Spurs la Mela și Alderweireld? De proști, ce să... Ce bine, stă Bellerin, dar nu poate să prindă mingea. Marega. De ce l-ai scos? Nu l-am scos. Tu l-ai scos. Da, nu, nu, nu. L-ai scos. Nu, până acolo. Marega ne-a dat gol, frate. Marega, e nou Lukaku. Le place lor. Na, n-a putut să facă drag de pe acolo. Nu-i nimic. Tot simt că putem să dăm goluri. Au avut 1-0 și Spurs. Băi, nu așa. E ok, am greșit. Am greșit, nu știu, cineva a scos portarul prost. Na. Cred că a fost poziția lui Leno care a vrut să fie un fel de Neuer. Da, așa e școala germană. Școala germană, dar Neuer e 1. Trece Pierre-Emerick Aubameyang. Pasă la Rashford. Nu! Aoleu! Trebuie să trag cu Aubameyang. Ce prost a pasat, Doamne, ce minge. Trebuie să nu-mi zici să pase. McTominay. McTominay.
Ia vezi, totul. Rashford! 1-1, fraților, Mitrovic de 7. Senzațională faza. Am fost magici. Da, da, am jucat-o bine. Am jucat-o foarte bine. Am știut ce să facem. Știți că e momentul pentru omul care va fi precum un Panteris capitanul al acestei echipe. Florinel Panteris capitanul. Come on. Și îl mai avem și pe Saka, care joacă bine. Și fiți atenți că forțăm totul sau nimic. Suntem pe timp pres, o să dăm offside trap, o să dăm tot. Nu dau offside trap, te rog, nu dau. Totul pentru 2-1 în deplasare. Te rog, nu dau offside trap, te rog. Știți că dăm offside trap. Te rog, nu dau offside trap, te rog. Te rog, nu. Haide, Pei. Te rog. Rupei, rupei. Nu dau. Du-te peste el. E marțial. Nu ei. Asta la noi. Și trage timp, nu se poate. Doamne, doamne. Mă, ăștia trag de timp la 1-1. Mă, le e frică. Mă, cât de frică le e, nu vine Coman, să au văzut la spărt. Coman, ăsta e. Nu! Nu e offside, nu? Nu! Hai, da. Ce? Hai, frate. Putea să nu dea. Hai, frate. Putea să nu dea. Ce joc, doamne, mamă. Egal în deplasare cu Man United, nu e oribil, nu e groaznic, e ok. E ok. Am fost destul de dominați meciul ăsta, am reușit să dăm un gol foarte frumos. Știu, e groaznică cariera, dar trebuie, prin această carieră, trebuie să le demonstrăm oamenilor care se uită la tine că poți să dai și de adversitate în viață și că treci peste ea. Ok, suntem pe 8. 10 puncte diferență. 10, nu e o problemă, 10. Nu e o problemă. Au bătut tot 7 din păi 7. Păi da, mă, dar nu o să fie atât, dar liniștește-te. Dacă îi batem noi de 2 ori, deja s-au dus 6 puncte. Stă la 9, dar avem încă cu France. Avem, în următorul meci, avem meciuri cu Steaua și cu... Și cu... Leicester. Nu. Cu ai simulăm 3 luni? Da. City. Cu Steaua și cu City, cu simulăm 3 luni. Simulăm tot. Mamă. Fii atent. Obiectivul în acest sezon l-am pus. Să câștigăm Europa League. Da. Să fim top 4. Ok. Și după aia câștigăm Premier League. Bine. Și după aia câștigăm Champions League. Și Champions League, da. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să-ți asumi acolo, cariera cu Arsenal continuă și vom izbuti să facem ceva. Trebuie. O să mai crească Rashford, o să mai crească Sancho, o să mai crească Coman. Top scorer Pierre-Emerick Aubameyang. Da, în această competiție. În această competiție, dar 4 goluri într-un meci. Abia aștept meciul cu FCSB. Da. Ala meci. A? Da. Se întâlnește Coman cu foștii lui colegi. Da, va fi Coman titular în acest meci. Trebuie. Ca să dea gol după gol după gol. Trebuie. Da. Uite-l pe Pep cum stă așa. Managerul lunii. Să zici cum să fie, mă, îi rupem pe City. Da, îi rupem. Deci asta pentru băse. Steaua și City în episodul următor. Da, cam atât, oameni buni. Pa, pa. Arrivederci.